O întrebare pusă de o cititoare în rubrica de întrebări și răspunsuri a publicației britanice The Guardian a devenit virală după ce aceasta a cerut o părere legată de o problemă din viața ei conjugală. Femeia nu a ezitat să-și exprime public nemulțumirea cu privire la faptul că soțul ei își dorește să devină femeie. Femeia povestește că nu știe cum să abordeze această problemă și își exprimă temerile legate de decizia partenerului său de viață. De asemenea, cititoarea mai povestește că își face griji pentru soțul său și pentru viitorul acestuia. Eu și soțul meu suntem împreună de mai bine de 20 de ani. Facem aproape totul împreună, dar cu toate acestea, întotdeauna a existat o neliniște în sufletul meu. Sexul a fost inițial ceva normal și care ne unea, dar cu timpul a ajuns să fie un subiect pe care ambii îl evităm. Acum avem camere separate și locuim în zone diferite ale casei. Pe lângă separarea aceasta fizică, ce a intervenit între noi, a intervenit și o distanțare psihologică și emoțională profundă, mai ales din cauza lui. Este foarte dificil să împărtășească ceva personal. Ideea este că de curând acesta mi-a destăinuit un detaliu șocant, își dorește să devină femeie. Iar eu nu știu cum să reacționez la așa ceva, mi se pare un pic dificil, a scris o cititoare în rubrica de Q&A a publicației The Guardian. Cred că bărbații nu pot deveni pur și simplu femei, eliminând partea anatomică care îi face să simtă că le definește bărbăția și adăugând silicon în piept. În plus, cred că mulți bărbați în această situație riscă să devină ridicoli. Să te îmbraci în femeie este una, sfidarea naturii într-un mod atât de permanent este cu totul alta. Mi-e teamă pentru viața lui. Dacă se operează și ia pastile pentru a deveni o persoană trans, îl va face cu adevărat mai fericit sau va deveni și mai dificil, a continuat aceasta. Trăim într-un stat mic, nu mi-am imaginat niciodată cum e să fiu căsătorită cu o femeie, dar acesta ar putea fi viitorul. Am renunțat cu mult timp în urmă la orice speranță de a mai avea o viață sexuală, dar atâta timp cât el își va continua treburile, cred că pot accepta orice îmi rezervă viitorul. Ceea ce poartă el nu îmi va schimba prea mult viața, a încheiat femeia, relatează știri de Cluj.ro.